Tensiuni în ședința Consiliului Local Municipal Râmnicu-Sărat pe tema planului urbanistic general. În contextul în care administrația locală desfășoară o serie de investiții în infrastructură, au fost cerute de către consilierii locali informații despre stadiul în care se află Pugul. Primarul Sorin Cârjan a declarat că documentul se află în lucru, însă nu poate fi realizat într-un timp foarte scurt. În momentul acesta se lucrează. Aș vrea să spun că e mâine gata. Dar vreau să vă spun un lucru. Cred că în 2010 a expirat planul urbanistic general și din 2010 până acum 2 ani când am reluat acest plan, el a fost în aer. Deci ceea ce nu s-a făcut în această lungă perioadă de timp nu ne cere să o putem să facem pe repede, că nu avem cum. Prin urmare, la ședința viitoare a Consiliului Local, primarul va solicita prezența specialiștilor care se ocupă de întocmirea planului urbanistic general, pentru a oferi un orizont de timp în care documentul va fi întocmit. Ce pot să vă spun și chiar să solicit prezența lui Dragoș Todorescu în viitoarea ședință și să ne facă și un program în privința pașilor care trebuie făcuți ca să știm Ce urmează? Care sunt pașii pe care trebuie să... Conducerea administrației locale a anunțat că are în implementare peste 20 de proiecte pentru infrastructura locală, ceea ce pune o presiune suplimentară pe angajații din subordine.